Ușa sufletului să o deschidem. Ușița sufletului astăzi ne vor deschide compozitorul Anatol Chiriac și poetul Grigore Vieru. Ne-am cunoscut pe la începutul anilor 80. Anatol locuia cu Silvia la marginea orașului, în zona aeroportului, și atunci a început colaborarea mea cu Anatol Chiriac. Mergeam la el așa și lucram în acea garsonieră unde locuia Anatol și Silvia. Vedeam cum se urcă avioanele de pe aeroportul Chișinăului, încărcate cu strugurile noastre, cu fructele noastre, și atunci încercam cu Anatol și alți compozitori să ocupăm și noi Uniunea Sovietică, da, prin cântec. De poezia lui Grigore Vieru știam înainte de colaborarea noastră, cunoșteam ultimele lui plachete de versuri și cunoșteam foarte multe melodii care erau scrise de alți compozitori pe versul lui Grigore Vieru, și evident că doream foarte mult ca să am o colaborare cu Grigore Vieru. A fost Mi-a dor de tine, mamă, pe care Anatol o culesese dintr-o volum al meu, Numele tău. Și eu am găsit într-o carte de versuri Mi-a dor de tine, mamă, care nu avea refrenul. Nu era refren, fiindcă erau patru versuri. Și prima mea încercare a fost cu Mi-e dor de tine, mamă. Am făcut, da, fără refren. Fără ca să-l cunoști. Fără ca să-l cunosc personal și fără ca Vieru să mă cunoască personal. Îi plăcuse și făcuse melodia, așa, și venise la mine. Melodia mi-a plăcut foarte mult, așa, însă el făcuse și refren la aceste, un refren la aceste versuri. Și de-acu eu a trebuit să fac și refrenul după melodia lui, care era extraordinară. În anul 79 am făcut cunoștință cu Vieru, 78 chiar, dar am lăsat piesa în 79. Și prima noastră întâlnire a fost la dumnealui acasă. El m-a invitat atunci acasă. Îmi amintesc că așa acum avea așa, cum să-ți spun eu, așa o atmosferă foarte, foarte prietenoasă, pe care am simțit-o pe parcursul întregii noastre colaborări. Și până astăzi, la fel, avea o sticlă de negru de purcar cu brânză de oaie și cu șapă și cu... Așa cum știa Vieru să-și întâlnească oaspeții întotdeauna. Eu, să vă spun sincer, mie mi-e teamă de anumiți compozitori cu care colaborez și de anumiți interpreți. De ce? Se crede că sunt foarte mândru și nu schimb niciun cuvânt. Nu, nu este adevărat. Eu fac zeci de variante uneori la o melodie care îmi place, la melodia lui Anatol sau alți compozitori despre care am vorbit, temându-mă de el, pentru că el are și simțul cuvântului, spre deosebire de unii compozitori care nu interesează să sune așa de încoadă versul. Asta este important. Ori Anatol este foarte pretențios față de cuvânt, așa cum era și Doina. Mă temeam de Doina, să știți. Nu făcuse nimeni până la mine aceste versuri, nu le-a pus pe muzică. Am venit, am povestit cam cum văd eu melodia, cine poate fi interpretul, și evident că el era foarte curios să asculte melodia, dar am spus că uitați-vă că am nevoie încă de un refren. Refrenul era exact ca și una din strofii, dar evident că trebuie să fie într-o legătură cu strofii. Eu cântam două strofe, refren, două strofe, refren. Practic se cânta întotdeauna o strofă, refren. Dar eu am îmbinat două strofe și refrenul. Și atunci Grigore Vieru îmi zice că, bine, eu îți fac refrenul ca să fie și cu prima și a doua, și a treia și a patra, să fie într-o legătură ca logistică. Și dumneavoastră mi-a făcut refrenul. Refrenul ca muzică era deja, fiindcă eu aveam refrenul. Eu l-am cântat aproximativ cum o să sune. Tot ce este melodios, frumos, izvorât din inimă, mă refer la muzică, bineînțeles, nu la versuri, așa, rămâne veșnic, proaspăt și frumos.
După ce se găsesc unul pe altul, deci poetul cu compozitorul, după ce au compus piesa, începe vânătoarea. Deci se caută interpretul. Asta e cea mai dificilă problemă în nașterea unui cântec. Prin prisma cărui suflet vor trece versurile și melodia. Și iată că Anatol, ca un vifor împreună cu Vieru, intră în casa la mine, deci nu în casă, eu pe atunci locuiam în cămin cu doi copii într-o cameruță micuță și mă întorsesem din turneu, un turneu lung, obositor, și mai aveam pe deasupra și probabil cu o fiebră așa bună de vreo 38-9 undeva. Dar totuși ei au insistat, hai scoală să încercăm, te rog foarte frumos, scoală din pat și haide să mergem în studio să încercăm. Și că piesa e extraordinară și Vieru mi-a pus versurile, țin minte așa, pe o carte, în pat. Eu le-am citit, zic, soția, cum să te pornești așa, cu temperatură, cu totul? Că sunt foarte bune versurile și mi-ar părea rău dacă altcineva, e momentul când mi-ar părea rău dacă altcineva ar cânta cânticul acesta. Uite, mă crezi, dar m-am sculat din pat, mi-am luat hainele, mi-am pus un fular gros la gât, mi-am luat termosul cu ceai și am plecat în studioul acela, dacă îl ții minte, din Dealul Schenoasei, da. Am imprimat, da, cu... De la televiziune? La televiziune, da. Ton atelier. Studioul era pe atunci în clădirea televiziunii, dacă vă amintiți, era studioul televiziunii, nu studiourile care sunt acum radiourile. Pe atunci mi se pare că chiar era un singur studio de imprimări. Ton atelier, da, cum îi spuneam noi atunci. Am imprimat cu mult regretat Petre Sârbu. Pare mi se că el tocmai atunci făcuse acel minunat magnetofon cu 4 piste. Abia. Această imprimare am făcut-o cu Petre Sârbu. Să-i fie țărâna ușoară, am făcut-o cu Petric Sârbu. Și mi-amintesc că prima noastră conlucrare cu domnul Vieru a fost în această piesă, Mi-e dor de tine, mamă, cu Iurie Sadovnic. Vreau să spun că imprimările au fost așa, ca dintr-o împușcătură. În drum, în mașină, în taxi, învățam melodia, Anatol îmi cânta, la pian am cântat-o de vreo câteva ori, m-am uitat prin note, versurile, ei au pregătit tot studioul pentru asta, când colo văd că vine și Anastasia Lazăruc cu fată din Doina, Silvica, da. Printre altele, în grupul vocal, pe atunci cânta și Anastasia Lazăruc, am rugat-o ca să vină să cânte, fiindcă n-aveam un grup vocal, dar aveam câteva piese de acum pregătite și pentru Anastasia Lazăruc și dânsa a acceptat ca să cânte în grupul vocal. Și acolo, practic, sunt două colegi de la conservator care au venit și cu Anastasia Lazăruc. Și le întreb, dar voi ce o să faceți aici? Deci, că noi o să cântăm. Zic, ce o să cântați? Zic, aici este partiție numai pentru bărbat. Și că sunt vocele acolo, stai bine, zic, vezi ce voci frumoase facem noi. Și cu adevărat a ieșit o piesă extraordinară. Și am făcut această piesă împreună cu Sadovnic. Am făcut-o foarte repede. Pe atunci era și mai simplu de imprimat, că era orchestra radio-televiziunii care era dirijată de maestru Vasichkin. Am venit, am prezentat partitura, am venit cu instrumentele speciale de care aveam nevoie, că în anul 78 încă nu era pe la radio-televiziune sintezatoare, instrumente care le aveau numai particular. Și am adus atunci, se minte că instrumentele, că și muzicieni am adus încă în afară de orchestră. Și mi-amintesc că a ieșit o piesă foarte frumoasă. De ce? Fiindcă a fost și un succes. După ce am imprimat Mi-e dor de tine, mamă, Vieru i-a plăcut foarte mult piesa. Sub stele trece apa cu lacrima de-o seamă. Mi-e dor de a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Vânt cu bafon cuprinde și frunza o stramă. Mi-e dor de a tale brațe, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea grădină, cu flori, cu nuci, cu mere, a
această melodie a fost îndrăgită de întreaga lume a noastră, pentru că era și este un cântec, o melodie foarte melodioasă. Vieru undeva mi-a sugerat ideea ca această melodie să fie cântată de Iurie Sadovnic. Sadovnic era foarte popular atunci, foarte popular. Era, eu știu, numărul, era printre primii interpreți care era foarte și foarte solicitat la noi. Și el colabora de acum cu Vieru, avea foarte multe melodii pe versurile lui Grigore Vieru și se vede că Vieru, într-un fel, când a ascultat melodia asta, i-am cântat-o eu la pian, i-am imprimat-o chiar la magnetofon, mai pe urmă, după ce mi-a făcut și refrenul. Și el mi-a zis că n-ai vrea să cânti melodia asta, Iurie Sadovnic. Eu cu Sadovnic până atunci n-am avut nicio colaborare, adică prima noastră colaborare, chiar și cu Iurie Sadovnic, a fost în această piesă. Printre altele, chiar și Lazariuc, prima colaborare a fost tot în piesa asta, Mi-e dor de tine. M-am primat-o la în anul 78. Sunt unele momente acolo pe care le cunosc numai eu. Și cât nu m-am străduit să fac altfel, nu puteam pentru că eram bolnav. Atât îmi pare rău. În rest, piesa, după cum spune și lumea și după cum se vede și în spectacole, până acum este, n-aș vrea să spun că e un șlagăr. E o piesă care va trăi foarte mult timp. Mi-aduc aminte că am lansat această piesă, am lansat-o undeva în anii 79-80, mai mult că în anul 80, într-un spectacol dedicat poeziei lui Grigore Vieru și țin minte că ca pentru prima dată, deci spectatorul pur și simplu nu-mi dădea voie să ies din scenă după această piesă. La spectacolul meu, Mamă, tu ești patria mea, a răsunat piesa lui Anatol Mi-e dor de tine, mamă, în interpretarea lui Iurie Sadovnic. Dar și a sunat la fel de proaspăt. La fel de proaspăt. Și lumea a observat, a primit-o cu atâta dragoste. Tot cascăle o iermi și frunza o destramă, mi-e dor de vorba-ți caldă, mi-e dor de tine, mamă. O stea mi-atinge fața, ori poate a ta neframă, sunt alb bătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea grădină, tu cerul meu cu stele, a ochilor lumină, văzduhul gurii mele. Măicuțo, tu vecie, nemuritoare carte de dor și omenie și cântec fără moarte. Păi rămân și acum ca o icoană, o icoană închinată din partea lui Grigore Vieru, din partea lui Anatol Chiriac și, dacă și din partea mea, a făcut-o bine, o icoană închinată mamelor noastre. Îmi amintesc că în 80 am lăsat Veniva Dragostea, care este următoarea piesă care a făcut tot pe versul lui Grigore Vieru. Îmi amintesc că în 80 Vieru a avut o serată de creație la Palatul Național. Bănuiesc chiar prima lui serată de creație așa de amploare. Și eu în serata de creație a domnului Vieru am fost cu Veniva Dragostea, cântată de Silvia. Și Silvia era tot în premieră, da, da, dar tot în premieră la serata lui Vieru din 80. Oh,
La serata din 80 am lansat și Sensera cu Anastasia Lazariu. Sensera, adică era prima noastră colaborare cu Anastasia. Adică undeva așa cam trei interpreți, trei melodii noi, Sensera, Veniva Dragostea și Mi-e dor de tine, mamă, care au fost primele piese pe care le-am scris în colaborare cu Grigore Vieru. Mi-amintesc că eu făceam melodiile, pe urmă domn Vieru făcea versurile și era și invers, mi-aducea dumnealui versuri. E o chestie foarte interesantă cu domnul Vieru. Domnul Vieru, practic, a încercat să lucreze cu toți compozitorii. De ce? Fiindcă în egală măsură îi prețuia pe toți, dar el, având foarte multe versuri, și versurile acestea fiind totuși de o încărcătură diversă, el cam știa aproximativ care din noi putea să-i pună muzica pe versurile dânsului. Care este frumusețea acestor cântece ale lui Anatol? Această frumusețe, la baza acestei frumusețe, stă claritatea melodiei, frumusețea melodiei, linia melodică exactă. Și afară de asta, Anatol Chirac este un compozitor profesionist. Așa. Un compozitor profesionist. Importă foarte mult să știe tehnica cântecului. Practic nu era compozitor care n-ar fi avut versuri de-a lui Grigore Vieru. Și dânsul, dacă mi-amintesc, venea la mine de o pildă, venea și scotea din toate buzunările și avea peste tot poezii și mă întreba, când nu știi care e a ta? Și eu, dacă mă uitam, e câteodată nici nu reușea să scrie pentru care compozitor a făcut versurile. Fiindcă în toate buzunările, și la început era și așa puțin jenant, fiindcă, adică nu prea vroia el să vadă ce scrie pentru Petre Teodorovici sau ce scrie pentru Ion Aldea Teodorovici sau ce scrie pentru Ion Iachi sau pentru... Eram mulți atunci, eram foarte mulți, dar dumnealui la început așa parcă se incomoda, dar pe urmă cinstit așa să merge, uite, am făcut și pentru Petrică, am făcut și pentru Putare. Scriam pentru toți, Coceș, Dragoste și mai încurcam versurile, într-adevăr, că erau unele, le scriam pentru Doga, dar îl dădeam lui Anatol sau invers, pentru că eu sunt o fire, din păcate, foarte zăpăcit, distrat, pierd versurile, ui de ele și uneori le pierd și compozitorii. Asta, și atunci mă supăr, știa că deja știu, vă zic, că păstrează. Măi, dacă le pierdeți, să știți că eu nu le mai țin minte și le-am pierdut și eu. Și uneori, dacă le caut, am mii de hârtie acasă, ca orice scriitor. Și când mă gândesc că trebuie să răscolesc miile astea de hârtii, mă supăr și mă așez la masă și scriu din nou ceva cu totul altceva, că mai mult timp pierd căutând versurile vechi. Dar era chiar și o luptă între noi, era o luptă sinceră, fiindcă era vorba de afirmare, era vorba de melodii, practic, care deveneau șlagere peste noapte. Și dacă, de pildă, în perioada respectivă se scriau după mine melodii după melodii, care mai frumoasă, una... și eram și eu curios să văd care sunt versurile pentru alți compozitori. Dar evident că se mai întâmpla cazuri când la mine și lăsa versul lui Petric Teodorovici, se ducea la Petric Teodorovici și lăsa versul pentru cântecele mele și apoi noi ne schimbam, le găsăm care și a cui sunt. În același timp, apărând acești compozitori, Doga, Ion Aldea, Anatol Rusnac, un Mustea, așa, când cunosc a început să se ridice, și se făcea o cultură, cum spunea dumneata, o cultură, o muzică elevată și era o concurență foarte frumoasă. Erau foarte mulți și muzica era diversă și totodată era foarte interesantă. Și concurența asta sănătoasă îl făcea și pe Vieru, ca să, eu știu, câteodată să mai aleagă, avea de unde să aleagă. Nimeni nu știe cât energie cheltuie eu la un cântec. Eu mai ușor scriu un poem
așa, pentru carte, decât niște versuri pentru cântec. Cunoștințul Sofia Rotar am făcut în 78. Când am venit la Ialta, mi-amintesc în 78, în primăvară, i-am adus și mai multe melodii care de acum erau scrise de mine și urma să le repetăm cu orchestra. Și tot în 78, eu mi-amintesc că doamna mi-a propus ca să vin să lucrez la Ialta împreună cu Silva. I-am venit în 79, am venit cu conducător muzical, dar am început să colaborez din 78. Era nevoie de o lună, două, trei în spectacol ca toți artiștii să o simtă și mai apoi mergeam și o imprimam, filmam. Și primele piese au fost în paralel, adică și Romantica și Orle au fost imprimate odată. Dar lansate au fost în prima dată au fost lansate în 84, la Revelionul din 84 spre 95. Revelionul din 85 a fost lansată Romantica. Romantica are o istorie foarte interesantă. A fost compusă mai întâi melodia. Așa. Melodia mi-a plăcut foarte mult. Și Anatol a plecat cu ea la Ialta, la Sofia Rotaru. I-a plăcut și Sofie. Și Sofia mi-a comandat tema romantică. Să-mi scrie Grigore Vieru, să-mi facă niște versuri despre romantică. Vine Anatol, îmi spune ce și cum. Zic, băi, Anatol, melodia e prea frumoasă să o ucidem noi cu romantică. Nu, era parcă străină, o zis-o un cântec, era pe timpul aceea, Romantica, Galactica, nu știu ce. Nu era străin, zic, măi, hai să facem un cântec de dragoste, un cântec de grat mame, un cântec despre natură, despre orice, numai nu romantică. Sofia Rotaru, prima care a fost lansată, imprimată și așa mai departe, a fost Romantica. Romantica a fost prima piesă. Vreau să fac altceva. Și nu puteam lega două cuvinte. Bă, spune Sofie, telefonează, spune că nu pot, îi fac orice, numai nu despre romantică. Sofia spune că romantică și gata. M-am chinuit, așa, și la un moment dat mi-a apărut chipul ei, al Sofiei, pe care așa-l văzusem pentru prima oară la Moscova, la firma Melodie, era o firmă, imprima niște cântece noi și mi s-a părut foarte palidă, necăjită și afară de asta și cu niște fire albe, așa, niște fire albe. Și atunci mi-au venit în cap primele versuri din refren. Romantică mi-e cărunteța, romantică mi-e tristețea, am și uitat de acolo. Pentru mine era foarte important ca să ajung acolo, să ajung adică în formația Sofiei Rotaru, să ajung la sufletul Sofiei cu o melodie care să-i placă. Și am ales, mi-amintesc mai multe melodii care nici nu aveau versuri, am mers fără vers, am mers așa pur și simplu și am cântat melodiile. Și mi-amintesc că am venit cu vreo 10 melodii și când am cântat Romantica, Sofia numai tău, a spus stop și oprește aici. Ce ne va lăsa, visul m-a sorbit cu dulceața sa, nu te supera. Romantică, cărunteța și lacrima.
Mihai. Mi este foarte drag, este un mare actor, un mare actor și el tot mă ruga, pentru că încerca să și cânte și cântă bine. Vă zic, nu are o voce mare, dar e cald, așa, ajunge la inima, la inima omului. Și m-a rugat să-i fac un cântec, în general, să-i fac un cântec. Și m-am gândit la el că de vârsta mea, vă zic așa, ne apropiem așa de sfârșitul vieții, ca zic așa. Și versul le-am făcut special pentru el. Special pentru el, pentru vârsta lui, pentru vârsta mea. Așa, și mă bucur că, iată, trăiește atâția ani, da, și va trăi acest cântec, pentru că este un cântec omenesc. Viața asta-i scurtă tare, cât ai mirosit o floare. Viața asta mult nu ține, cât ai apărat de un câine. Viața asta-i scurtă tare, cât ai mirosit o floare. Viața asta mult nu ține, cât ai apărat de un câine. Muzica este domeniul care trebuie, eu știu, să aducă bucurii oamenilor. Abia aștept ca Anatol să revină în muzică. Mi-a promis că se apucă serios de muzică. Fratele la geam.